Prima ediție a Cupei Asociației Orașelor din România a debutat în stațiunea Bușteni odată cu inaugurarea unui nou teren de sport. Situată în cartierul Zamora, noua bază sportivă va deservi în primul rând locuitorii zonei, iar la cerere poate fi închiriat. Încă o bază sportivă aici în cartierul Zamora, locul cel mai frumos din orașul Bușteni. E un lucru extraordinar că acum și copiii din cartierul Zamora au unde să joace fotbal gratuit. Inaugurarea bazei sportive Doi Ponei a continuat cu un meci de fotbal disputat între primăriile orașelor Bușteni și Azuga, scorul fiind unul drastic, 13-1 în favoarea gazdelor. Cupa Asociației Orașelor din România se află la prima ediție, fiind organizată pentru angajații primăriilor și a personalului din serviciile publice locale, aflate în autoritatea Consiliului Local. Aceasta se desfășoară în perioada iulie-septembrie 2015 pe regiuni, fiind dotată cu premii în valoare totală de 50.000 de lei.